Ok, deci salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Mă scuzați că postez atât de târziu, dar am uitat să postez. Deci, mă scuzați. Chiar mă scuzați. Dar astăzi am venit cu un așa videoclip, de data aceasta va fi un, așa să zicem, o recomandare. Pe de parte și game, să zic așa, dar va fi o recomandare sau, nu știu, dau una și în episodul 2 o să vă recomand alt joc, tot este cu camioane. Și după cum vedeți aici avem un joc, este cu camioane, care, stați că revin să văd cum se numește și vă spun și vă. Deci, este acest joc, Cargo Transport, și scrieți doar așa și o să vă apară. Este un joc foarte bun, n-are off-road, dar este unul care, un joculeț, tot este cu camioane, cred că l-ați văzut. Și uitați ce aveți, astea, uitați cum se numesc. Aici puteți să puneți cum vreți, deci așa, să se miște telefonul. Să dați așa prin săgeată, așa, uite, să zicem asta e săgeata unde dau eu cu mobizienul și dați aici așa să rotească, aici așa, eu prefer cu volan, dar aici la automatic gearbox, aici semi-automatic gearbox și aici manual gearbox. Nu e, eu o să dau manual. Puteți să vă puneți înăuntru dacă vreți, este foarte tare jocul. Este și cu volan. Îmi place în primul rând să aibă, să te poți pune înăuntru. A doilea rând este să fie cu volan, dar dacă este tare jocul și te poți pune înăuntru, dar n-are volan, măcar și așa mă bucur. Și bine că e dată, prima dată mergeți așa, când începeți mergeți cu a întâia, după o dați pe a doua, pe a treia o să mergeți bine, dar vedeți că merge încet, după îi dați cu a cincea și vedeți deja, și dați cu a șaptea, puteți să-i dați până la a 12-a, am uitat cum se numește, mă scuzați, dar puteți să dați până la 12, dar mergeți prea repede și eu vă recomand să mergeți cu 7, e cel mai, nu știu, pentru mine e cel mai bun, pentru că cu când dai deja 8, deja te duci prin borțile astea și mie nu-mi place. Trebuie să ne ducem undeva. Am uitat, stați. Aici. Deci, aici, dacă puneți asta de sus, dacă v-ați terminat benzina, puteți să dați niște bani și vă pune deja fără să vă mai duceți voi la benzinărie. Aici, dacă la camionul acet albastru, va veni și te va trage și tu vei scăpa. De, dacă te-ai blocat într-o gaură ceva, deci în șantul acesta, vedeți? Dacă suntem cu a șaptea, nu putem porni mașina, dar dacă o punem a doua, nu, pe a întâia o punem, deja dăm cu a cincea și cu a șaptea. Este un joc destul de tare. Vedeți cum arată volanul aici? Deci volanul aici, uitați cum arată. Și aici cum arată de la salon. Bă, ce era să mă lovesc de altă mașină. Aici poate să ningă. Aveți trei de astea care fac să șteargă când plouă. Pentru că când plouă, și asta nu prea vă ajută, dar dacă dați asta la maxim, se va duce mai repede și va vă ajuta, dar dacă puneți doar atâta, nu prea, vedeți, ne arată săgeți, trebuie să mergeți doar.
Dacă nu e doar atâta, va mai greu, va, cum să zic, o să, nu o să prea vedeți nimic, așa, când o să puneți, pentru că o să plouă tare și cred că mă înțelegi, dar dacă îmi puneți asta, mai repede o să, și o să vedeți, deci eu vă recomand cu a doua. Puteți aveți lumină, puteți să dați pe low, dacă vreți înainte, dacă vreți pe high, așa, eu prefer pe low. Acum vă dați seama că eu nu o să, Și vedeți aici, ne arată 294 de kilometri până ajungem la destinația noastră. Poți să joci și pe free mod, dacă mă înșel. Adică, da, dar și acum, și aici poți să joci ca și cum pe free mod, pentru că... Bă, ce cu mine, sunt prost, Hai bă, ok. Deci, 288 de kilometri. Avem 148 de unde vedeți cum obizienul... Da, bă, nu pot să conduc și să vă arăt. Deja vedeți 282 de kilometri. Bă, nu văd pe unde să merg, bă, ce... Și sper că ați înțeles. Dacă vreți mai repede, dați cu a noua. Dacă vreți cu a 11. N-am mai frică pe aici să merg cu a 12 mai ales. Dar vedeți că mergeți destul de tare. Aici puteți să dați încolo, așa. Bă. Dar să dăm pe a 7-a. Deci pe a 7-a că... Mi-e frică pe aici să merg cu viteză mare. Dacă vreți, doriți mai repede, mai bine să o dați până la, nu știu, până la 9. Da, așa vă propun eu ca să nu, ca așa vă faceți driftul mai mare și ia, vedeți ce se întâmplă. Deci și nu vă recomand eu să mergeți. Cu a 7-a pentru mine este cel mai bine, dacă merge și cam încet, ia uitați, acum stați că o ridică. Au, vedeți? Și hai să punem pe a 9-a cât mai repede, pe 11-a, pe a 12-a. Dacă este drum drept, puteți da la, când aveți drum șerpuit, nu trebuie să mergeți. Mă rog, ați înțeles, vă și uitați când dau volanul, ia uitați ce tare, așa că nu, cu a 9-a. Hai cu a 9-a și cu a 7-a, cu a 7-a, deci eu vreau cu a 7-a. Și acum va trebui să ne dăm pe R, adică să ne dăm în urmă, dăm pe a 1-a, ia, vedeți, a început să plouă, deci acum dăm pe a 5-a, acum dăm pe a 7-a și acum vedeți că plouă, ne vine asta. Dăm asta și uitați, asta nu ne prea ajută cu nimic, vedeți că... Ne ajută doar o leacă, dacă dăm cu asta albastră, putem să vedem foarte bine, pentru că, na, dar mai bine așa, deci mai bine să, da, să vă arăt, mai bine să, uitați, hai bă, deci, mai bine să fie așa, să vă dă de puțin, decât să nu vă dea deloc, să nu, asta, să vă șteargă ploaia. Mă rog, înțelegeți voi, trebuie să aveți grijă la benzină, eu prefer să o pun pe a 3 asta, adică să dă foarte repede, să șteargă ploaia, nu știu cum se numește, dar mă rog, ați înțeles voi, și aici trecem de, nu știu ce, măi, trebuie să mergem mai înainte, mai mune, nu putem să trecem, adică dăm pe R și cred că trebuie să dai bani sau cine știe. But,